În atelierul de icoane Teofania Iconen din capitala Austriei, Viena, a avut loc ieri seară o conferință duhovnicească susținută de Preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord. Ierarhul le-a vorbit celor prezenți despre importanța icoanei și sensurile acesteia în viața creștinului. Seara duhovnicească s-a desfășurat în atelierul și galeria de icoane Teofania Iconen din Viena. Au participat preoți și numeroși credincioși din Viena și împrejurimi. Au fost foarte mulți creștini credincioși prezenți, care au primit cu mare bucurie cuvântul Preasfințitului Părinte Macarie despre sensul icoanei, despre importanța icoanei în viața fiecărui creștin, într-o lume dominată de imagine, de o imagine pervertită. Preasfințitul Macarie ne-a mângâiat și ne-a pus la inimă un cuvânt de mare dragoste. A fost o seară de mare bucurie și ne bucurăm că putem organiza și aici în diaspora astfel de evenimente prin care noi ne întărim în propria noastră identitate, să ne cunoaștem mai bine și credința, comorile credinței noastre pe care le putem dărui mai departe și celor cu care conviețuim și să conștientizăm marele dar pe care l-avem de dăruit întregii Europe prin valorile credinței noastre. În parohia din Wiener Neustadt funcționează de 2 ani școala și atelierul de icoane Teofania Iconen, unde au loc periodic cursuri de iconografie coordonate de preotul iconar Răzvan Gască.